Salut! Astăzi o să vă arăt cum puteți folosi un mouse în combinație cu o tastatură pe un smartphone cu Android. Practic, smartphone-ul se va transforma într-un mini laptop ce vă va permite să editați documente sau să navigați pe internet utilizând o tastatură și un mouse. E vorba de un mouse simplu și o tastatură, ceva de genul acesta. E perfect așa, nu? Ok. Practic, tutorialul o să vă arate cum puteți să conectați cele două dispozitive la acest gadget. Smartphone-ul poate fi înlocuit de o tabletă. Ar fi de preferat pentru că veți avea un ecran mai mare. Bine, nici chiar așa mare. Ok. Dar, ca idee, veți învăța cum puteți face acest lucru. În primul rând, aveți nevoie de, clar, smartphone, Android, mouse și tastatură. Iar, în ultimul rând și în același timp, în primul rând, aș spune eu, aveți nevoie de acest cablu. Să scoatem transmițătorul pentru mouse. Aveți nevoie de acest cablu ce vă permite să conectați la telefon printr-un micro USB. Să focalizăm pe el. Ok. Ok. Vă permite să conectați prin acest micro USB un încărcător care să alimentați gadgetul vostru și încă două dispozitive USB. Practic puteți utiliza în acest moment mouse-ul și tastatura. Sau de ce nu puteți utiliza un hard disk sau un stick? Puteți ține dispozitivul vostru la încărcat pentru a avea suficientă energie dacă urmăriți un serial, un film, etc. și toate cele. Ok, haideți să trecem. Conectăm cablul. Ok. O secundă, it's private time. Notificări, mesaje și toate cele. Avem în acest moment Nu uitați să porniți dispozitivul vostru. În acest fel va funcționa sigur. Și în acest moment avem un mouse. Simplu. Rotim, facem scroll. Pagină 2, 3, 4, 5. Putem observa că merge chiar foarte bine. Haideți să-l vedem pe internet, ce spuneți. Să mergem către browserul web. Nu uitați să vizitați cel mai tare site online, andraj.ro, categoric.
Nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la pagina noastră și toate cele, așa cum se obișnuiește pe YouTube, în mediul online, să se spună la finalul sau în mijlocul unui film. Ok, e perfect. Articole de bună calitate și mouse-ul funcționează. Haideți să vedem și tastatura. Scriem ceva. E perfect. Dacă apăsăm butonul de Windows, oare ce se întâmplă? Da, butonul de Windows nu răspunde, nu are nicio comandă alocată în sistemul Android. Revenind, în acest moment, haideți să deschidem un document. Am deschis un document Microsoft Word în care putem să scriem acesta este un test. E ok. Nu știu dacă s-a văzut chiar foarte bine, s-a apropiat dispozitivul de cameră, obiectivul camerei. Puteți observa că lucrăm în acest moment foarte ușor cu utilizând mouse-ul. Avem și o tastatură conectată, ceea ce ne permite să scriem rapid, sau în principiu rapid. Dacă utilizați o tastatură swipe, preferata mea, veți scrie la fel de rapid ca și pe una fizică. O să discutăm și despre tastatura swipe într-un video următor. Putem observa că totul funcționează perfect. În acest moment ieșim. Haideți să apăsăm și butonul de multitasking. Putem să ne plimbăm practic între aceste ferestre. În mod clar, jucăria aceasta, cumpărată de pe eBay cu câțiva dolari, cred că 2 sau 3 dolari, 4 dolari maxim, vă poate face viața mai ușoară, vă poate ajuta în anumite momente, puteți transforma un simplu telefon sau o tabletă într-un adevărat laptop. Tableta vă va avantaja, după cum am spus mai devreme, pentru că veți avea un ecran foarte mare, dar să zicem că sunteți plecați, aveți un smartphone după voi, aveți o astfel de un astfel de cablu cu voi, de ce nu și un mouse și o tastatură mai mică. Eu am această tastatură, n-am folosit-o niciodată, am cumpărat-o să fie, având în vedere că la un moment dat m-am trezit că un dispozitiv mi-a cerut să conectez o tastatură USB. Ok, clar, acest cablu vă poate fi de folos. Achiziționați-l, găsiți și în țară la noi pe OLX. Nu am intrat încă să văd prețul, dar știu că la un moment dat era afișat. Dacă nu cumpărați-l de pe eBay, o să pun un link de unde puteți să-l achiziționați. Se numește micro USB hub.
și poate fi extraordinar de util. Ca să mă repet, să fiu pe placul tuturor sau, de ce nu, invers. Comentarii pozitive, negative, vă salut, vizitați andraș.ro. Știri, jocuri, gadgeturi, imagini frumoase, vizitați și pagina de Flickr și totul va fi mai plăcut pentru toată lumea. Să aveți o zi plăcută!